Bine ați venit la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea care vă dezvăluie tainele șahului, dar vă și provoacă la logică. Sunt Bogdan Muzgot și astăzi vă invit împreună cu Delia Duca Iliescu în lumea captivantă a șahului. Emisiunea noastră se difuzează în fiecare sâmbătă la 12:30, dar și duminică, în reluare, de la 13:30. În perioada 12-23 noiembrie, la București s-a desfășurat campionatul mondial de șah pentru seniori, grupele plus 50 și plus 65 de ani, masculin și feminin. Desfășurat pentru prima dată în România, campionatul a adunat la start 366 de șahiști din 58 de țări. Aflat la ediția cu numărul 29, campionatul a adunat la start 21 de mari maestri internaționali, 9 maestre internaționale, 28 de maestri internaționali și 25 de maestri FIDE. Astfel, Bucureștiul a găzduit cel mai puternic campionat mondial de veterani desfășurat până acum din perspectiva nivelului de joc al celor prezenți și al numărului de participanți. O dovadă că șahul se poate juca la orice vârstă au reprezentat-o cei doi jucători de peste 90 de ani. Polonezul, care a evoluat în competiția din România la vârsta de 92 de ani, ocupând locul 43 în clasamentul final, și reprezentanta Germaniei în vârstă de 90 de ani. Cea mai bună clasare a României a fost reușită de marele maestru Vladislav Nevednici, care a obținut titlul de vicecampion mondial la categoria plus 50, el fiind învins doar de cel care a revenit campion mondial, ucraineanul Shishkin Vadim. Eu am jucat toată viața șah și sunt fericit că am început cu bine această participare ca senior, a declarat vicecampionul competiției, Vladislav Nevednici. Medalia de bronz la categoria plus 50 a revenit șahistului Ivan Morovici Fernandez din Chile. La categoria plus 65, campion mondial a devenit renumitul șahist armean Rafael Vaganian, locul al doilea fiind ocupat de francezul Anatoly Weiser, în timp ce pe treapta a treia a podiumului s-a aflat rusul Yuri Balashov, la egalitate de puncte. La această categorie, cel mai bine clasat român a fost Sorin Jurumia, clasat pe locul 22. La feminin, la categoria plus 50, s-a impus Elvira Berendin, Luxemburg, cu 8,5 puncte, urmată în clasament de rusoicele Tatiana Bogumil și Galina Strutinskaya. Românca Ligia Jikman s-a clasat pe locul 9 cu 6 puncte și jumătate și a avut și două partide propuse pentru titlul de cea mai frumoasă partidă disputată. Și la categoria plus 65 feminin, partidele au fost spectaculoase. În runda a patra, românca Aureliana Pancu reușind chiar să o învingă pe Nona Caprindașvili, prima femeie din lume care a obținut titlul de mare maestră. Dar după aceasta, înfrângere renumită șahistă din Georgia, nu a mai pierdut nicio partidă, devenind campioană mondială la categoria plus 65 de ani. Românca Aureliana Pancu a obținut o clasare pe locul 7, acumulând 7 puncte. Premiul pentru cea mai frumoasă partidă disputată în cadrul competiției a mers către marele maestru Mihail Marin, clasat pe locul 5, pentru partida jucată în runda cu numărul 7 și a fost înmânat de colega noastră, Delia Duca Iliescu. E foarte important să arătăm lumii că Bucureștiul este o capitală europeană în adevăratul sens al cuvântului, cu deschidere spre toate zonele și îndeoseb către sport și sportul minții. Șahul este un joc pentru oamenii de toate vârstele. În plus, șahul te ajută să-ți menții mintea în formă și să fii activ în societate cât mai mult timp, a precizat Alexandra Dobre, directorul general al Centrului pentru Seniori al municipiului București. Festivitatea de premieră s-a desfășurat în fața unei săli pline de șahiști, însoțitori și arbitri, fiind prezent Sorin Avram Iacoban, președintele Federației Române de Șah, alături de reprezentanți ai Federației Internaționale de Șah. Campionatul a fost organizat de Federația Română de Șah cu sprijinul Primăriei Capitale prin Centrul pentru Seniori al municipiului București. Astăzi vă propunem spre rezolvare următoarea problemă de șah compusă în anul 1939, cu doar 7 piese: alb, rege, B5, damă, C7, turn, C3 și nebun, E4, negru. Rege D4, nebun G7 și nebun H7. Enunțul problemei este: albul mută și dămat în două mutări. Vă invităm să ne trimiteți prima mutare din soluție pe adresa de e-mail shah@realitatea.net. Între timp cât vă notați datele diagramei, îi felicităm pe telespectatorii aflați astăzi în topul dezlegătorilor. Ei sunt cei care ne trimit săptămânal răspunsuri la diagramele propuse în emisiune.
Delia Duca Iliescu vine cu noi provocări, cu noi diagrame, cu noi probleme. Haideți să urmărim! Bine v-am regăsit, îi felicit pe telespectatorii noștri aflați astăzi în topul deslegătorilor și pe toți participanții de la Campionatul Mondial de Seniori peste 50 de ani. Este minunat că un astfel de eveniment s-a organizat în București și cred că este dovada vie a faptului că pasiunea pentru șah nu are vârstă. Să vedem diagrama propusă în ediția trecută. Din nou, ca și în ediția anterioară, albul are această damă în plus și ar putea să câștige cu ușurință, dar nu este atât de ușor să dăm mat în exact două mutări, să îndeplinim enunțul diagramei, pentru că la plecarea damei, de exemplu, de pe diagonala H1-A8, regele ar putea acum să fugă în E4 și nu avem mat la următoarea. Iar o eventuală plecare cu dama de pe coloana G ar lăsa turnul fără apărare și totuși cheia diagramei presupune o astfel de plecare a damei, ceea ce face diagrama cu atât mai spectaculoasă, și anume soluția este damă F3. Felicitări celor care au găsit-o. Am lăsat turnul fără apărare și totuși reușim în mod neașteptat să dăm mat la următoarea, indiferent de răspunsul negrului, pentru că la captura turnului, de exemplu, avem diagonala controlată cu ajutorul nebunului și trebuie doar să mai găsim mutarea din damă, cu ajutorul căreia controlăm toate câmpurile de culoare albă din jurul regelui și astfel găsim damă H5, care dă șah și controlează atât câmpul H7, cât și câmpurile F7 și F5. Un mat frumos, în care, chiar dacă negrul a capturat turnul, totuși albul reușește să dea mat cu ajutorul damei, al regelui și al nebunului. Dacă negrul ar efectua o mutare oarecare, să spunem, ar înainta pionul, amenințarea noastră, mutarea pe care o am jucat-o, dacă negrul nu s-ar apăra împotriva ei, este damă de 3. Mutare prin care apărăm indirect și turnul și este mat. Așadar, negrul trebuie să se apere împotriva acestei mutări, împotriva amenințării de mat, și ar putea să se apere, în afară de capturarea turnului, jucând din acest turn. Sunt doar 3 posibilități de a juca și vom vedea că la fiecare mutare a negrului vom avea câte un mat. Pionii aceștia sunt blocați, înaintarea pionului din D3 nu ar schimba cu nimic situația, am avea același mat din amenințare. Doar plecarea din turn ar putea să schimbe situația, dar și de această dată nu avem matul din amenințare, dar avem un alt mat. După capturarea turnului, dacă am jucat șahul din amenințare, negrul ar putea să fugă acum în E6 și atunci trebuie să găsim un șah din damă pentru a controla și acel câmp. Ne uităm ce slăbiciune și-a creat negrul după plecarea turnului din D6 și observăm că pionul din D5 a rămas fără apărare. Putem să-l capturăm și să controlăm astfel și câmpul E6 și este mat. Așadar, la turn G6 avem damă ia la D5 cu mat. Negrul ar mai putea să se apere jucând turn F6 pentru că ar închide accesul turnului spre câmpul E6. Iar acum damă ia la D3 nu ar mai da mat.
regele ar putea să fugă, dar turnul nu stă foarte bine pe câmpul F6. Avem două piese care controlează acel câmp. Putem să-l capturăm, pur și simplu, și este mat. Ultima posibilitate de apărare după mutarea albului, damă F3, împotriva amenințării damă ia la D3 mat, ar fi ca negrul să răspundă cu turn E6. La orice altă mutare am jucat damă ia la D3 mat. În acest caz, nu mai avem damă ia la D3, nu avem nici damă ia la D5 cu mat, pentru că turnul ar putea să amâne matul, dar ne uităm ce s-a întâmplat. Turnul și-a autoblocat câmpul E6, pe care îl controlam înainte cu ajutorul turnului nostru. Așadar, cum spuneam, nu avem damă ia la D3, nu avem nici damă ia la D5, pe lângă faptul că ar putea să bareze șahul, ar putea chiar să ne captureze turnul, pentru că nu este apărat de nimeni. Dar și-a blocat câmpul E6 și astfel putem să plecăm din turnul rămas fără apărare în G5 și este mat, tocmai pentru că regele nu mai poate să joace în E6, unde ar fi jucat la acest șah înainte de mutarea propriului turn pe acel câmp. Așadar, albul a jucat o mutare subtilă, dama F3, prin care și-a sacrificat turnul și totuși am văzut că la toate apărările negrului împotriva mutării damă ia la D3, am avut câte un mat, inclusiv la capturarea turnului, am văzut în prima variantă un mat spectaculos cu dama în H5. Continuăm cu un studiu, cu enunțul albul mută și face remiză. Continuăm așadar cu un studiu, cu enunțul albul mută și face remiză. Un studiu deosebit de interesant, în care albul își dorește această remiză, își dorește egalitatea, jumătate de punct, pentru că negrul se află foarte aproape cu cei doi pioni de transformare. Pionul de pe coloana B se află la un singur câmp de transformare, iar cel de pe coloana D ar putea în două mutări să se transforme în damă. Totuși, are și albul o poziție bună aici, amenință un șah cu turnul în A4 și ar fi mat dacă regele nu ar putea să joace în B8. Și astfel găsim prima mutare. Este cam singura șansă a albului în această poziție și anume rege C8. Capturarea acestui pion nu l-ar fi ajutat pentru că negrul ar fi reușit să transforme folosindu-se de cei doi nebuni destul de ușor pionul de pe coloana D, așadar, rege C8 este singura mutare prin care albul are o șansă de a salva această poziție. După rege C8, albul amenință chiar mat cu turnul în A4, de aceea negrul trebuie să reacționeze. Prima încercare posibilă ar fi să joace nebun G4 șah, pentru că reușește să transforme pionul după capturarea nebunului. Albul amenință din nou turn A4, dar negrul poate să joace nebunia la B6, iar la șahul albului are acum nebun A7. Cea mai bună mutare pentru alb este turn B4 pentru a împiedica transformarea pionului în damă, iar la D2, chiar dacă negrul a reușit, conform planului, să transforme damă, D1 damă, totuși albul mai are un as în mânecă, are o mutare prin care forțează remiza în această poziție și anume turn B8 șah. Negrul este obligat să captureze turnul și s-a ajuns într-o poziție de pat în care albul este la mutare,
nu este în șah și nu are ce să joace. Așadar, negrul a fost obligat să captureze acel turn, nu avea altă mutare la dispoziție și astfel trebuie să se mulțumească cu doar jumătate de punct. Albul și-a atins scopul, a obținut remiză în această poziție. Din diagrama inițială, negrul mai avea și o altă posibilitate de a juca din celălalt nebun și vom vedea că vom avea o variantă oarecum simetrică cu aceasta și anume din poziția inițială negrul ar putea să captureze direct în B6 după mutarea albului rege C8. Albul capturează acel nebun. Negrul reușește acum să înainteze pionul. Nu putea să-l transforme pe celălalt în damă pentru că era inutil, dar poate să înainteze cu pionul de pe coloana D. Albul capturează pionul de pe coloana B. Iar acum negrul are o mutare foarte bună, nebun A6 șah, pentru că transformarea damei în acest moment ar fi fost o gafă pentru negru. Albul ar fi reușit chiar să câștige această poziție după turn A2. Chiar dacă avea și dama și nebunul, ele puteau fi capturate și ar fi fost mat. Așadar, în acest moment, pare că albul ar reuși chiar să câștige, dar negrul are posibilitatea de a transforma totuși dama, fără să primească imediat mat cu mutarea nebun A6. Dar albul nu renunță, pentru că după rege C7, chiar dacă negrul transformă dama, are din nou acea combinație prin care ajunge într-o poziție de pat, și anume forțarea regelui negru. Dacă se continuă așa, este egalitate prin repetarea mutărilor. Deci negrul trebuie să se mulțumească în acest moment cu remiză sau, dacă decide să captureze acel turn, este din nou remiză pentru că albul este la mutare, nu are unde să joace și astfel avem din nou o poziție de pat. Așadar, am văzut cum, după transformarea damei, chiar dacă albul mai are un singur turn, reușește să obțină remiza, fie prin repetarea mutărilor, fie prin ajungerea într-o poziție de pat. Vă aștept și data viitoare cu alte diagrame foarte interesante. Campionul mondial Magnus Carlsen s-a impus în turneul de șah rapid și blitz Tata Steel Chess din India, ultima etapă desfășurată înaintea finalei Grand Chess Tour ce va avea loc în Londra. Totalul de puncte acumulat de Magnus Carlsen după 9 runde de șah rapid, unde s-au acordat câte 2 puncte pentru o victorie și 18 runde de blitz cu un punct pentru victorie, a fost de 27 de puncte, cu 4 puncte mai mult decât Hikaru Nakamura, clasat pe locul 2. Pentru mine înseamnă foarte mult faptul că am avut succes aici. Nu am jucat chiar atât de bine la șah rapid și blitz în ultima perioadă și cred că prin acest rezultat am arătat că am revenit în formă, a spus Carlsen. Pe parcursul întregului eveniment, Carlsen a pierdut doar 2 partide, ambele la șah blitz în fața lui Ding Liren. Evenimentul din India a decis cei 4 finaliști Grand Chess Tour 2019. Ei sunt Magnus Carlsen, Norvegia, Ding Liren, China, Levon Aronian, Armenia și Maxim Lagrave, Franța. Dragi prieteni, emisiunea noastră se oprește astăzi aici, dar vă așteptăm și data viitoare pentru alte povești interesante din șah. Așteptăm desigur și comentariile dumneavoastră pe e-mail sau pe Facebook. Nu uitați întâlnirea noastră cu șahul în fiecare weekend. Noi vă așteptăm!